Ce Botoșani continuă să-i caute în lui Leo Grozavu, antrenorul ce a fost demis săptămâna trecută. Conform fostului președinte al Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, care în prezent deține o firmă de impresariere, gruparea Moldavă s-a interesat de serviciile lui Constantin Gâlcă. Oficialii moldoveni au luat legătura cu fostul tehnician al Stelei, însă nu au reușit să ajungă la un acord din cauza salariului considerat prea mare de Botoșaneni. Constantin Gâlcă a cerut 10.000 de euro lunar pentru a reveni ca tehnician în Liga iar Cornel Schweizer și Valeriu Iftime s-au retras repede de la negocieri, suma cerută de Gâlcă fiind mult peste ceea ce poate oferi Fece Botoșani. Constantin Gâlcă a antrenat în Liga I doar pe Steaua București. Anul trecut, formația la cârma căreia a reușit să câștige toate cele trei competiții interne, titlul Cupa României și Cupa Ligii.